Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Spre deosebire de anii anteriori, alegerile locale 2020 se vor desfășura într-un context schimbat, criza sanitară impunând restricții privind comunicarea directă între candidați și cetățeni. Dar fiecare dintre candidați se va descurca. Vom avea așadar o luptă desfășurată preponderent în mass media și mediul virtual, un experiment în care contează mai mult oamenii și mesajele, motiv pentru care vom relua astăzi discuția cu domnul Mircea Cirț, antreprenor băimărean, implicat deja în politică, alături de domnul Robert Sighiartău, secretar general PNL, prezent în Baia Mare, deputat PNL. Bună seara, stimați invitați, bine ați venit! Bună seara și bun găsit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Întâi doresc să aflu motivul prezenței dumneavoastră în Maramureș, domnule Sighiartău. Să fiu alături de oameni minunați de aici din Maramureș, eu fiind vecin, fiind foarte familiarizat cu maramureșenii, vin pentru un eveniment special, pentru că doi prieteni de-ai mei, Ionel Bogdan și Mircea Cirț, își lansează candidaturile pentru Consiliul Județean și pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare. Sunt alături de ei pentru că îi cunosc, le știu background-ul profesional, știu că sunt oameni care au avut rezultate, în primul rând, în plan personal, au și două familii frumoase și cred că odată cu ei, odată ce vor ajunge pe aceste funcții administrative, județul Maramureș și municipiul Baia Mare o vor lua pe o altă direcție, o direcție a dezvoltării, o direcție a occidentalizării, pentru că vorbeam cu prieteni și nu numai cu prieteni, vorbeam și cu oameni din mediul de afaceri. Dacă ne uităm și facem o analiză, o să vedem că administrațiile din Ardeal și nu numai, în care există primar PNL, au încheiat tranziția aceasta cenușie de la comunism, postcomunism la occidentalizare. Cum? Printr-o rețetă destul de simplă, atragerea de fonduri europene. Numai că omul sfințește locul, iar dacă omul este bun, își aduce echipe bune, eficiente, care reușesc să absorbă banii europeni, să dezvolte comunitățile și să le reintegreze sau să le integreze în Occident. Pentru că, din păcate, avem aceleași probleme și la Bistrița, și în Bistrița Năsău, și în Maramureș. Ne pleacă concetățenii, ne pleacă prietenii, ne pleacă rudele. Să plece. În Franța, în Spania, în alte părți, în Irlanda și peste tot. De ce? Pentru că ei nu sunt mulțumiți de serviciile pe care le oferă administrațiile publice. Să știți că, discutând cu ei, printre marile probleme pe care le au când vin în România sunt sau este timpul pe care trebuie să-l aștepte ca să-și facă un pașaport. Sau dacă vor să întăbule un teren, stau 45 de zile, 50 de zile și tot nu reușesc pentru că bale mai trebuie o adeverință sau un alt lucru. Sunt lucruri simple, dar sunt lucruri care contează pentru calitatea vieții unui om. Transport în comun, drumuri, infrastructură, apă, canal. Păi în secolul acesta să mai vorbim de apă și canal în județ sau în municipiu, sau în municipiu să vorbim despre străzi neasfaltate, vă dați seama că pare de domeniul științific fantasticului. Să vorbim astăzi, când în Europa se vorbește despre calitatea aerului, noi să vorbim în continuare despre străzi neasfaltate în municipiu. Deci, cam astea sunt lucrurile pe care am vrut să le spun în introducere. Sunt alături de ei. Astăzi, de cât timp faceți politică dumneavoastră? Pentru că unii l-au criticat pe domnul Mircea Cirț că s-a implicat în politică, alții l-au lăudat, adică au apreciat implicarea dânsului. Acum noi semănăm destul de bine, pentru că și eu am intrat în politică relativ recent, om de afaceri și chiar din același domeniu. Suntem cumva competitori în regiune. Și de cât timp? De 4 ani de zile. Vă convine fac politică mare, vă convine să zic așa, actuală? Că sunt deputat. Nu pot să zic că îmi convine, pentru că uitați-vă ce se întâmplă la nivel național, uitați-vă ce bâlgi este în Parlament, în loc să fie un consens național pe niște direcții importante, mai ales că acum avem această criză sanitară fără precedent, care normal că va aduce o criză economică, deja pe care o resimțim, trebuie să fie câteva proiecte naționale pe care să le susținem cu toții. Dar problema cea mai mare a clasei politice o reprezintă resursa umană. Politica are nevoie de resursă umană de calitate. Deci recomandați și alte antreprenori să se implice? De asta m-am bucurat să-l văd pe domnul Cirț, care a realizat ceva în viață, care din punct de vedere material este realizat, că vine și vrea să facă ceva pentru comunitate, să se afirme pentru comunitate, pentru că eu despre ATP, Exodus, am auzit înainte și știam că e din Baia Mare și din Maramureș.
Însă de Baia Mare și de Maramureș n-am auzit numai lucruri negative la nivel național. Am înțeles. Eu o să-l mai întreb pe domnul Cirț încă o dată. De ce ar renunța un om de afaceri de succes, cazul dumneavoastră, da, la beneficiile statutului de corporatist pentru a intra în politică și administrație? Vedeți, dumneavoastră, avem copii care pleacă pentru studii și nu se mai întorc. Avem multe exemple și avem multe gânduri cu care am putea să schimbăm lucrurile în acest oraș, în acest județ. Și cu toate acestea, nu avem impactul pe care am putea să-l avem din zona politică, din mediul de afaceri, nu avem acel impact. Ori, mi-am pus foarte serios întrebarea, unde aș putea să fiu mai de folos comunității? Prin afacerile pe care le gestionez, prin serviciile care le aduc cetățenilor sau mergând cu o cultură, o gândire sănătoasă, într-un mod de a atrage și alți oameni de afaceri în zona aceasta, să le arătăm că se poate și altfel, să le arătăm că oamenii serioși pot să aibă un impact și e nevoie de cât mai mulți oameni serioși în zona aceasta ca să arătăm că binele poate învinge răul. Am înțeles. Primarii au tendința de a conduce și nu de a administra. Aș vrea să vă întreb care este opinia dumneavoastră în acest sens și care este opinia domnului deputat, care cu siguranță că a avut tangență și cu alți primari. Ce ar trebui de fapt să facă un primar? Bun, la noi în România, din păcate o spun, și mai ales în comunitățile mai mici, primarul a devenit un fel de vedetă și nu în puține locuri, chiar un fel de șef peste comunitate. Nu un slujitor. Știu că sună puțin, poate, exagerat cuvântul ăsta slujitor, însă el trebuie să servească cetățeanul, el este la dispoziția cetățeanului. Nu primarul este important, ci cetățeanul este important. Schimbare de mentalitate. Primăria trebuie să fie în serviciu cetățenilor, nu cetățeanul în serviciu primăriei. Adică nu primarul dictează ce se întâmplă, ci dimpotrivă, cetățeanul trebuie să dicteze ce se întâmplă cu comunitatea lui. Iar primarul trebuie să fie reprezentantul natural al comunității. Asta trebuie să se întâmple și la Baia Mare. Nu să mai fie one man show, ci să fie o echipă care să administreze, care să eficientizeze, până la urmă, serviciile primăriei și care să ofere o calitate crescută a vieții. Oamenii nu au nevoie de avioane private, ca să folosesc termeni exagerați. Nu! Ei au nevoie de servicii de calitate, au nevoie să avem grijă la detalii, începând de la un trotuar bine făcut pe care să circuli cu căruciori și să te simți în siguranță, pentru că asta este o mare problemă. Eu am copilat și știu, inclusiv în București și în comunități, peste chiar și mari, așa? Avem probleme, nu poți circula de la un cap la altul al străzii cu căruciorul, să-ți duci nici copilul. Nici măcar persoanele cu dizabilități. Ba, există probleme pentru că n-a pus bine pavajul, ba, bordurile nu sunt bine puse, nu există siguranță, parchează mașinile pe trotuar. Deci sunt lucruri care contează pentru o familie, pentru o comunitate, pentru o mamă. Și atunci primarul asta trebuie să facă, să fie atent, să fie tot timpul într-o comunicare permanentă cu cetățeanul și să servească cetățeanul. Dacă va face asta, va avea automat și el de câștigat. Pentru că una e să fii un primar împlinit care lași ceva în urmă, alta e să fii doar un primar care câștigă alegerile prin structuri sau prin clientelă politică. Pentru că există clar o diferență de viziune între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Noi mergem pe politică de investiții și de creare de resurse, care apoi aduc valoare adăugată, care aduc salarii mult mai bune pentru cetățeni și automat asta se identifică cu o viață mai bună. Ei bine, dacă ne uităm în administrațiile PSD de la București în jos, vedem că avem clientelism, în sensul că toți angajații de la primării sunt apropiați primarului și atunci se creează o structură care îl votează pe primari sau companii respective în care sunt puți politruci, tocmai pentru a-și consolida puterea politică în comunitatea respectivă. Deci cam astea sunt diferențele. Creștere economică, creșterea bunăstării, care automat duce la creșterea educației și automat duce la o comunitate prosperă și la o comunitate care să trăiască în pace și, până la urmă, în bucurie. Pentru că noi, românii, trebuie să ne placă să trăim în țara noastră. Foarte mulți au plecat. Așa cum spunea și domnul Cirț, de altfel. Pentru că nu s-au regăsit.
aici, în țară, în comunitatea lor. Noi trebuie acum să reușim să aducem aceste comunități la nivel european ca să se întoarcă, pentru că inima lor este aici, în Maramureș, este în Baia Mare, dar trebuie să le oferim condițiile să se întoarcă. Domnule Cerț, ce trebuie să facă un primar? Să conducă, să administreze? Primarul trebuie să pună cetățeanul în centru atenției cu nevoile lor. De ce mulți primari nu fac acest lucru? Probabil că au o problemă de sănătate. Și mă gândesc că lucrul acesta se poate rezolva, lăsând locul altuia. Înțeles. Lucrurile sunt foarte simple. Punem cetățeanul în centru atenției sau punem primarul în centru atenției? Și cum ar trebui să fie relația aceasta cetățean-primar? Cu un dialog foarte activ. Permanent. Permanent, transparent, corect. Cu alte cuvinte, ceea ce spunem să facem. Cum evaluăm lucrurile acestea? O agendă foarte simplă, pe 3 luni de zile, în care primarul spune, uite, acestea sunt proiectele la care lucrez pentru următoarele 3 luni de zile. La 3 luni de zile, printr-un sistem online, facem evaluare și arătăm cetățenilor ce am făcut și la ce lucrăm în continuare și ce alte proiecte intră pe rol, așa încât următoarele 3 luni de zile să poată fi evaluate mult mai eficient și cetățenii să se obișnuiască să comunice activ cu cetățeanul, lăsând la o parte toate neajunsurile și toate nemulțumirile, pentru că atitudinea negativă nu ajută pe nimeni. În schimb, atitudinea pozitivă ne ajută să fim învingători. Administrația locală din Baia Mare are în jur de 800 de angajați și dacă vă amintiți la ultima emisiune pe care am avut-o, ați dat exemplu poliției locale din Oradea, unde ați spus că sunt mai puțini polițiști locali decât la noi în Baia Mare, dar noi avem și la SPAU și la Direcția de Asistență Socială acești angajați. Probabil unii, sau să spunem mult prea mulți față de când ne-am putea aștepta să fie, și peste 10 directori cu salariile aferente. Este normal ca în era digitalizării și la o populație mai mică ca în 1990 să existe un număr triplu de funcționari? Eu nu aș merge pe număr. În schimb, noi am pierdut mulți ani și eu sunt convins că la toți acești angajați din primărie le găsim obiective așa încât să facem munca de 4-6 zile într-o zi. Cu alte cuvinte, ne punem obiective și pentru perioada trecută și nerealizate, dar și pentru următorii 4 ani de zile, așa încât în perioada următoare să muncim ca pentru 13 ani. De ce 13? Asta înseamnă să ai strategie. Bineînțeles. Mai întâi de strategie, viziune. A nu confunda viziunea cu strategia. Cu alte cuvinte, ne definim o țintă foarte clară unde vrem să ajungem și apoi definim cum facem aceste lucruri, convingem toți oamenii din primărie că e nevoie de ei și că plusul lor valoare va fi apreciat și cetățenii nu vor ezita să facă aceasta, însă în același timp chiar ne focusăm și ne punem serios pe treabă. Domnule deputat. Este o discuție care are loc și la nivel național, pentru că, după cum vedem, avem un sistem bugetar supradimensionat. În general, vedem, discutăm și la nivel național, raportat la numărul de locuitori și comparând cu țări civilizate, o să vedem că numărul nostru este mult mai mare. Noi nu suntem împotriva oamenilor care lucrează la stat. Asta să fie clar, pentru că sunt profesioniști și sunt oameni care lucrează în sistemul de stat foarte buni. Numai că, din păcate, de ceva timp, locul acestora a fost luat de oameni incompetenți care au avut doar o singură calitate. Carnetul de partid sau afilierea față de primarul respectiv sau faptul că îi consolidează puterea primarului respectiv. Trebuie schimbată optica. Trebuie puși oamenii profesioniști să conducă proiecte, trebuie eficientizat, așa cum a spus și Mircea Cid, sistemul administrativ, pentru că locuri de muncă, dacă tu, ca primărie, reușești să aloci bani investițiilor, vor veni. Pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat la Sibiu, pe vremea domnului Klaus Iohannis, când era primar. A preluat orașul cu șomaj de 12%. După 6 ani de zile, n-a mai avut, până la urmă, forță de muncă pentru firmele care au venit în zonă. De ce?
Pentru că a luat banii și a spus, domnule, nu angajăm noi acum oameni la primărie ca să-mi fie mie fidel. Nu, e aloc acei bani investițiilor. Fac infrastructură, fac parc industrial, mă lup la București să fac drum expres, să leg Sibiul de Occident și asta a făcut-o inclusiv prin aeroportul internațional de la Sibiu și atunci normal că au venit investitori, au adus locuri de muncă bine plătite. Păi ce să mai vorbești de loc de muncă la stat sau la primărie? Pentru că ai avut alte oportunități mult mai bine în privat. Asta trebuie să se întâmple și la Baia Mare. Asta trebuie să se întâmple în țară. Același lucru s-a întâmplat și la Oradea. Nu au forță de muncă. Dimpotrivă, importă. Iar ceea ce este extrem de interesant este că oamenii din județele care au fost controlate de PSD și în care oamenii aceștia au alocat resurse bugetare doar pentru clientelă, au plecat. Deci cetățenii care locuiesc acolo au plecat spre orașele acestea civilizate și s-au stabilit la Cluj, s-au stabilit la Oradea sau în alte părți. Adică migrează lumea din zonele slab dezvoltate spre zonele acestea dezvoltate unde există salarii mai bune și unde există o viață ca în Occident. Asta trebuie să se întâmple și la Baia Mare. Trebuie să trecem la un alt nivel. Am avut o administrație care a dus Maramureșul la un nivel. În acest moment, Baia Mare și Maramureșul trebuie să fie la un alt nivel, pentru că, spre deosebire de alte județe, Maramureșul chiar are pe ce se profila, din punct de vedere turistic. Adică este un brand național, numai că nu este promovat la nivelul lui. Vin cetățeni să-mi promoveze Maramureșul străin din Occident. Vin aici în Maramureș. Dar administrația n-a reușit să facă din Maramureș un brand cum este Bucovina, unde vin oamenii cu charter din străinătate în Bucovina ca să viziteze Bucovina și să se bucure acolo de sărbători. Asta trebuie să se întâmple și la Maramureș. Vreau să vă întreb un lucru, pentru că ați menționat de fonduri europene și îl întreb în special și pe domnul Cirț. Baia Mare se află conform statisticilor printre ultimele municipii ca și atragere de fonduri europene. Nu e o noutate, că știm asta. Domnule Cirț, nu s-a știut sau nu s-a vrut creșterea sumelor atrase? Și de ce la Sibiu, Cluj, Oradea a fost posibil acest lucru? Eu sunt de părere că și una și alta. Dacă vrei să faci ceva și îți propui și crezi în acel lucru, te zbați până îl obții. Dacă nu ai o consecvență și o rutină în a fi, în a duce un lucru până la capăt, atunci multe lucruri vor rămâne la nivel de declarații. Haideți să ne uităm, de exemplu, în privința securității. Cu toții știm că este o problemă în orașul nostru securitatea și cu toate acestea sunt orașe în care de 6 ani de zile avem supraveghere a străzilor prin camere video, ori la noi încă e la nivel de discuție oare vrem sau oare nu vrem. Și azi chiar am făcut un sondaj cu 50 de oameni și i-am întrebat să-mi spună sincer care este opinia lor dacă ar fi benefic pentru cetățean să se instaleze camere video în oraș. Și am fost foarte surprins. Vreo 50 au ridicat toți mâna sus, sunt pentru că siguranța cetățeanului este mai prioritară decât orice alt lucru, chiar și decât frumusețea florilor. Ori mai mult de atât, vreau să subliniez, l-am întrebat pe domnul Ilie Bolojan dacă ei au investit sume mari în privința aceasta, au spus nu, sumele sunt din bugetul local. Deci, și are de 6 ani de zile. Înțeles. Și nu sunt sume atât de mari. Mai mult de atât, în ziua de azi, la 2020, tehnologia a avansat foarte mult și în același timp prețurile au scăzut foarte mult. Așa că nu vorbim de ordinul milioanelor. Vorbim de câteva sute de mii, dar nu trebuie să le facem toate dintr-o dată pe toate străzile. Mergem așa, din aproape în aproape. Însă acest lucru, dacă vrem să-l facem, îl facem. Dacă nu vrem să-l facem, vom găsi tot felul de argumente. Nu știu, probabil că trebuie să păzim pe cineva să nu știm anumite lucruri. Vă rog, domnule Siliar Tău. Da, pentru că vorbeați de fonduri europene. Vreau să vă dau niște cifre așa aproximative. Dacă ne uităm la Oradea, o să vedem că
bugetul de investiții pe cap de locuitor este de 3600 de lei. 3600 de lei. Dacă ne uităm la administrațiile PSD, începând de la Constanța, Galați și în alte părți, inclusiv Pitești, maximul de investiții pe cap de locuitor într-o administrație PSD este de 900 de lei. Vedeți diferența? Și o treime din acest buget de investiții pe care îl are Oradea este sau provine din fonduri europene. Asta este până la urmă diferența dintre administrațiile PSD și afiliate PSD-ului și administrațiile Partidului Național Liberal. Eu umblu mult prin țară, merg în emisiuni televizate, locale, chiar și naționale și le spun un singur lucru. Noi nu venim în fața cetățenilor în campanie cu gargară. N-am venit nici măcar să facem promisiuni. Noi venim să prezentăm un model de succes care poate fi văzut cu ochii liberi în Oradea, în Blașcă, vorbind de oraș mai mic, în comune ca și Dudești Noi, unde Alin Nica a reușit să atragă pe cap de locuitor 9.000 de euro fonduri europene, Măgurele, unde este exact lângă București, o comunitate foarte frumoasă, unde primarul de acolo, pe lângă că a tras 8.000 de euro pe cap de locuitor fonduri europene, a reușit să aducă acea investiție strategică pe cercetare laserul de la Măgurele. Deci vorbim de lucruri evidente. Și asta, până la urmă, vrem să facem noi în Maramureș, în Baia Mare. Să terminăm cu tranziția, să trăim la un nivel occidental la noi acasă, ca să ne bucurăm împreună cu copilașii noștri, să nu ne plece dincolo, să nu mai avem familii destrămate și, până la urmă, să ne bucurăm de viață, că de asta ne-a lăsat Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să alegem o administrație de dreapta care înlocuiește, până la urmă, viziunea aceasta falimentară pe termen lung a administrațiilor PSD și care sunt afiliate PSD-ului. 3 minute până la final de emisiune, o ultimă întrebare. Care sunt 3 calități majore pe care trebuie să le aibă un om ajuns într-o demnitate publică importantă? Vreți să vă răspund eu prima și dată? Și dumneavoastră, da. Deci, în primul rând, trebuie să fie un om onest. Onest față de cetățeni și onest cu el însuși. A doua calitate trebuie să fie un vizionar. Pentru că politica este despre viziune. Primești votul cetățenilor și, până la urmă, voturi considerabile, iar tu trebuie să vii cu o viziune pentru comunitatea respectivă sau pentru țara respectivă. Nu în ultimul rând, trebuie să fii un om de echipă. Un om de echipă pentru că nu poți face în politică sau în administrație nimic singur. Cred că astea sunt principalele calități, deși eu aș mai adăuga modestia, pentru că mie îmi plac oamenii politici modești, oameni politici care se comportă cu cetățenii și în spațiul lui privat, așa cum se comportă în spațiul public. Pentru că aici există multă ipocrizie în rândul unor politicieni. Să fie același om și în spațiul privat și în spațiul public. Cum ajung în lumea politică să schimbă? Eu aș fi zis credincios, vizionar, gospodar. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Succes la evenimentul ce îl aveți și vă mai așteptăm la emisiunea noastră și pe dumneavoastră, domnule Sighiartău, ori de câte ori veți veni în Maramureș. Doamnelor, domnilor, o pauză de publicitate și revenim la discuția noastră cu un alt subiect. Rămâneți cu Tele Plus.